În încheierea emisiunii noastre din această seară, la rubrica noastră obișnuite premiere cinematografice, nu am mai invitat un cronicar de specialitate pentru a vă prezenta filmele săptămânii viitoare, întrucât v-am pregătit o surpriză. Mâine seară, la cinematograful Patria, va avea loc premiera filmului Ultimul cartuș. Interlocutor, Sergiu Nicolaescu, regizor și interpret. Deci, gânduri cu 24 de ore înainte de premiera filmului dumneavoastră. Al doilea film, a doua serie a filmului Cu mâinile curate. Da, Ultimul cartuș este continuarea povestirii începută în Cu mâinile curate și având ca erou principal pe același Mihai Roman, același comisar Mihai Roman, interpretat de Ilarion Cioban. Evenimentul se petrece în 1945, în iarna anului 1945, începutul anului 1946. Revin în acest film două personaje, Miclovan și personaj interpretat de Papaiani. Într-adevăr, Papaiani a interpretat în primul film rolul Oarcă, foarte simpatizat de public și convins fiind și scenariștii și eu ca regizor că spectatorii vor regreta dispariția lui Oarcă, ne-am gândit să reînviem într-un anumit fel, respectiv reapariția lui Papaiani este ca fratele lui Oarcă. Un țăran venit de pe front care are și el necazurile lui, o să le vedeți în film. Spuneți-mi, Sergiu Nicolaescu, cum vă simțiți în dubla calitate și în acest film de regizor și interpret? În general vă pot spune că în dubla calitate de regizor și interpret nu simt nimic deosebit. Poate că de la primul film am avut așa un mic rol, o mică apariție și n-am nicio senzație deosebită, nu știu. Care este echipa cu care ați lucrat la acest film? Și la acest film, la fel ca la Mâinile curate, am o echipă care mă urmează și cu care lucrez începând de la Daci. Respectiv, la imagine l-am pe Alexandru David, Mâinile curate, Moartea lui Ipu, banda sonoră, coloana sonoră iscărită de același strălucit inginer de sunet Salamanian. De data aceasta, la montaj, am început o nouă colaborare cu Dragoș Vitkovska, excelent monteur. Secundul filmului este Adriana Dumitrescu, o echipă pe care ar trebui să o enumăr în majoritate, pentru că sunt străluciți tehnicieni și specialiști care, prin aportul lor, au reușit să dea calitate filmelor pe care le fac. Și dintre actori? Dintre actori o să revedeți pe Amza Pelea, alături de George Constantin, Papaiani, bineînțeles, așa cum am spus mai înainte, Ilarion Cioban în rolul principal, și încă mulți actori dragi publicului românesc. Vă mulțumesc foarte mult și așteptăm cu nerăbdare premiera noului film românesc, Ultimul cartuș.